De ce bărbatul trebuie să intre primul într-un taxi? Codul bunelor maniere din trecut și până astăzi. Deși unele dintre ele par de neînțeles sau explicații dintre cele mai ciudate, bunele maniere s-au păstrat până în ziua de astăzi și contribuie la relaționarea în bune condiții cu ceilalți. Întrucât sunt un set de reguli care, dacă sunt respectate, îi fac pe oameni să se simtă bine în compania noastră. Deși obiceiurile diferă de la o țară la alta, a dăruit flori unei doamne, a contribuit la spălarea vaselor după o cină, sunt lucruri întâlnite în toată lumea și pe care mulți le respectă cu strictețe, tocmai pornind de la acest cod. Se presupune că prima carte de bune maniere a fost scrisă în jurul anului 2400 înainte de Hristos, de către Fahotep, edilul Egiptului. Codul bunelor maniere și are rădăcinile în antichitate, odată cu dezvoltarea artei oratorice și a teatrului. În vremurile acelea se punea foarte mult accent pe gesturi, pe mișcările corpului, considerându-se deosebit de importante pentru exprimarea nobleții și perfecțiunii spiritului. Gesturile trebuiau să fie moderate, nici foarte iuți, dar nici foarte domoale. Confucius considera că omul nu se poate purta normal decât utilizând un cod, niște reguli, bunele maniere, fiind astfel încorporate de atunci în unele norme sociale. În evul mediu, percepția despre gesturi s-a schimbat, considerându-se că acestea puteau exprima ceea ce se află în interiorul unei persoane, caracterul acesteia, slăbiciunile, punctele forte. Disciplinându-și gesturile, omul se putea cizela, putea deveni mai bun. În Franța secolelor 12-18 s-au pus bazele normelor de bună purtare, cunoscute și în ziua de astăzi. Grădinarul șef al regelui Ludovic al XIV-lea a cerut maestății sale să facă un act ce stipula respectarea unor reguli de purtare, deoarece, neatenți fiind, nobilii călcau peluzele proaspăt însămânțate ale parcului de la Versailles, deși grădinarul îi atenționase prin diverse inscripții că acest lucru este interzis. Astfel, bunele maniere erau împărtășite membrilor curții sale cu ajutorul unor cărți mici, pentru ca toți oamenii să aibă un comportament civilizat și unitar în prezența maestății sale. Acea bucată de hârtie pe care erau notate bunele maniere purta numele de etichetă. Deși eticheta provine de la francez, George Washington nu s-a lăsat mai prejos și la vârsta de 16 ani a transcris lucrarea Reguli civice și comportamentul decent în prezența cuiva și în timpul conversațiilor, ce cuprindea 110 reguli de conduită. Mai târziu, în 1922, Emily Post publică lucrarea Eticheta în societate, în afaceri, în politică și acasă, un bestseller ce a promovat bunele maniere. Din 1978, Judith Martin, Miss Manners, jurnalist american, răspunde întrebărilor despre etichetă și scrie eseuri pe probleme de manieră sau clarifică esențialele calități ale politeții. Aceasta povestește într-un interviu în 1995 importanța bunelor maniere. Dacă te comporți într-un mod care ofensează pe oamenii cu care ai de-a face, aceștia se vor îndepărta de tine. Există o mulțime de oameni care afirmă: nu ne pasă de etichetă, dar nu putem accepta felul în care așa și așa se comportă și nu-l mai vrem în jurul nostru. Miss Manners spune care este marele minus al bunelor maniere. Eticheta nu are mari sancțiuni așa cum are legea, dar cea mai mare sancțiune pe care o putem aplica este de a nu avea de-a face cu acești oameni și de a izola, deoarece comportamentul lor este insuportabil. Cele mai ciudate explicații ale bunelor maniere. De ce bărbatul trebuie să meargă alături de femeie pe partea exterioară a drumului este lesne de înțeles. De ce trebuie să spunem noroc sau sănătatea unei persoane care strănută? În ziua de astăzi, această regulă este discutabilă, întrucât se recomandă ignorarea momentului și evitarea oricărei remarci atunci când cineva strănută în imediata vecinătate. Cu toate acestea, faptul că iurezi sănătatea cuiva care dă semne de guturai este considerat un gest de bunătate și solidaritate. În trecut, oamenii considerau că îți poți pierde sufletul sau bătăile inimii ți s-ar putea opri în urma unui strănut. În acest caz, fii binecuvântat era o considerată o urare cu puteri oarecum vindecătoare, fiind menită să prevină aceste nenorociri, mai ales că pe atunci oamenii mureau din simple răceli sau gripe, din cauza că medicina nu era prea dezvoltată. De ce bărbații oferă flori femeilor? Oferirea florilor de către bărbați
este un obicei originar din Evul Mediu, deoarece baia era considerată ceva murdar și întâmplându-se doar o singură dată pe an. Astfel, florile aveau rolul de a îndepărta mirosul neplăcut al doamnelor ce își neglijau igiena corporală. Bineînțeles, în prezent florile nu mai sunt oferite cu același scop, ci sunt oferite în semn de respect și iubire, la aniversări și la alte evenimente importante. De ce trebuie să ne astupăm gura cu mâna atunci când căscăm? Deși în zilele noastre această regulă are o cu totul altă explicație, în trecut oamenii considerau că în cazul strănutului sau al căscatului, sufletul putea fi eliberat din corpul uman sau necuratul ar putea pătrunde în acesta. Astfel, astupându-ți gura cu mâna, eviți pericolul întâmplării unor asemenea lucruri neplăcute. De ce bărbatul trebuie să intre primul într-un taxi? Bărbatul trebuie să intre primul într-un taxi pentru ca nu cumva să se trezească fără domnița lui, așa cum se întâmpla în Evul Mediu, atunci când amanții înlocuiau birjarii unor trăsuri pentru a le fura aristocraților reprezentantele sexului frumos. Această regulă se păstrează și în ziua de astăzi pentru a-i scuti pe bărbați de evenimente neplăcute.